Salut vărsători! Voi face citirea pentru perioada 16 februarie, 29 februarie 2024. Este o perioadă în care energia de vărsătorului, energia care ați avut-o pe voi acel steliu, se va muta în casa resurselor voastre în pești, dar de aici toate vor face opoziție, mai ales în luna februarie, asta este, până pe sfârșitul februarie, aproape 27 februarie. Vor face opoziție cu luna, pe 27. Luna va trece în balanță și atunci se încheie această opoziție. Deci va avea opoziție cu. Soarele cu Mercur, cu Saturn, cu Neptun. Dar această energie se va rămâne în continuare pe pești, pe casa resurselor voastre, a bunurilor materiale. Și intrând în această tensiune cu schimbările, fiindcă aici vor fi niște schimbări. Este o casă a a schimbării, a transformării pentru voi, Fecioara. Haideți să vedem vărsătorii. Iată, o regină de monede. Vorbim de o femeie în vârstă, o femeie care are ascendent zodie lună plină în capricorn, este cea mai bună regină, este o regină care poate să vă ajute, să vă susțină cu bani, s-ar putea să apelați la această femeie pentru a primi niște bani uh, în scopul de a uh, Realizați ceva, deci această persoană este creativă, dar și strânge ceva bani de o parte, deci vă bazați foarte mult pe sprijinul ei pe ajutorul ei. Uh, Treiul de cupe, deci voi sunteți în distracții, în petreceri, uh, sărbați ceva, uh, Împărsătorii s-ar putea să serbați până pe 20, nu, ziua de naștere unii dintre voi, dacă v-ați născut în februarie și sunteți într-adevăr într-o distracție și relații, bucurie, dar intrați și într-o confruntare legată de fericire, de iubire, de creativitate, de hobby-uri, de educația unui copil, aveți o confruntare cu mici bârfe, mici minciuni. Fiecare luptă să câștige, dar uh, niciodată nu veți ști cine va câștiga. Pare totul să fie ca un fel de hârjoneală dintre copii. Deci uh, nu pare să fie ceva serios în această carte a fericirii pentru voi. Dar în ceea ce privește studiile, uh, călătoriile, Cunoașterea spirituală. Aveți aici un paj de spade. Pajul de spade poate să vă reprezinte și pe voi. Dacă sunteți pe mine, dacă nu poate să reprezinte, dacă sunteți bărbați, o relație cu o femeie tânără, o femeie care totuși vorbește foarte mult, transmite tot ce aude și își creează, într-un fel sau altul, probleme. Sau poate să reprezinte și o situație în care face niște înscrisuri care îi va crea totuși niște probleme. O să vă creeze, vouă, niște probleme. Și iată resursele, locul de muncă și cariera. În resurse, bunuri materiale, tot ceea ce acumulați voi prin munca voastră, voi vreți să faceți un început nou, vreți să aveți un proiect nou, ceva nou care să vă aducă relații, călătorii, resurse, aspecte benefice, tot ceea ce vă doriți, acest as de băte. De un aspect de folosire a energiei într-un anumit sens, pentru obținerea resurselor. Dar pajul uh, de băte uh, poate să reprezinte o colegă pe care o aveți, o femeie tânără, ascendent zodie, lună plină în berbec, uh, o femeie care muncește foarte mult, uh, își dorește noutăți, călătorii, și chiar poate să vă influențeze, uh, poate să fie o neutate legată de sănătate în care voi să aflați despre o persoană ceva legat de sănătate. Și doiul de spade care arată o indecizie legat de. Uh, un profesional, de societate, de familie, unde vi se face o ofertă și sunteți în stagnare, dar vă dați seama că nu puteți accepta nimic din ceea ce vi se oferă și preferați să mai așteptați, să rămâneți în stagnare. Și iată comunicarea, contractele, și relațiile. În comunicarea cu frați, surori, evrei, vecini, apare o casă. Patru de băte ne gândim întotdeauna la investiția într-o casă. Fie că voi vreți să investiți într-o casă și vreți neapărat acest lucru și discutați cu frații, cu surorile să vă ajute cu vecinii sau Investiția voastră este în a o moderniza. Deci, ceva este legat de o casă, de cămin, dar, în primul rând, eu mă gândesc la casă, unde voi v-ați vedea fericiți. Deci, este legată de fericirea voastră. Contractele, asocierile implică chiar procesele, o femeie, marea preoteasă. O femeie matură, cu ascendență, o el lună plină în rac sau în scorpion, dar este o femeie care deține secrete, o femeie de care ar trebui să vă păziți, fiindcă voi, cum sunteți vărsători și s-ar putea să vorbiți cam mult, să vă destăinuiți. Această femeie asta își dorește să vă afle secretele, fiindcă, dacă vă cunoaște secretele, consideră că poate să le folosească, poate să obțină ce dorește, și ăsta este scopul ei. Este o femeie care deține foarte multe secrete, și este știința ei, dar are și aspecte malefice legate de Lilith. Adică poate să facă și lucruri care nu sunt chiar de pe placul altora. Un prinț de cupe ne gândim la relația voastră cu un prieten, cu un protector, un bărbat tânăr, un bărbat care călătorește mult, un bărbat care are scendent zodia în pești, un bărbat care cheltuie foarte mult. El niciodată nu strânge bani, tot ce câștigă cheltuie și rămâne de multe ori dator. Deci s-ar putea ca acest prieten să vină să vă ceară ajutorul și voi să-i dați. Este un fel de curtezan, un, un bărbat care își creează o atmosferă plăcută în jurul lui, un jmecheraș, așa. Deci ăsta reprezintă prințul de cupe. Acasă, în familie, schimbarea, transformarea și karma voastră. În familie, în cămin, s-ar părea că voi considerați că ați făcut foarte multe eforturi. Sunt suficiente trei cupe și așteptați ca Divinitatea să vă ofere ultima cupă care să aducă iubire, fericire sau venirea unui copil. Deci este un aspect pe care voi îl așteptați. Nu depuneți eforturi, așteptați ca această cupă să vină spre voi. Schimbarea este din această judecată. Judecata aduce chiar într-adevăr schimbări, dar trebuie să judecați, să gândiți această schimbare, să vedeți ce schimbare să luați astfel încât să fiți cât mai aproape uh, de uh, și uh, la locul în care ar trebui să fiți atunci când îngerul va suna din trompetă. Am zice să vă gândiți la uh, Dezvoltarea vieții voastre, la etapele voastre din viață și, în primul rând, fiecare om trebuie să fie nu la 50 de ani, la 60 de ani, într-o anumită situație și exact asta trebuie să gândiți și voi. Deci să judecați și să schimbați atât cât trebuie în viața voastră și exact ce trebuie. Cinciul de monede vă arată că. Este un lucru care este karmic sau sacrificiu sau datorii sau bani pe care îi pierdeți. Cam asta arată acest cinci de monede. Poate fi legat de iubire, poate fi legat de un sacrificiu, poate să fie legat de o datorie sau de karma voastră. Aceasta a fost citirea pentru voi. Țineți cont că aveți aici două arcane majore, deci nu va fi foarte agitată această perioadă. Veți lua o schimbare bine gândită, dar și s-ar putea să aveți această relație cu această mare preoteasă care urmărește să vă aibă în puterea ei. Aceasta a fost citirea pentru voi. Eu vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați dacă vreți să ajutați acest canal să se dezvolte, puteți să dați un like, puteți să vă abonați, să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!